Marian Opri sublinierean, replic dur după interviul lui Victor Ponta de la stiripesurs.ro. Vicepresubliniere din PSD laud pe Iohannis. Vicepresubliniere din PSD Marian Opri sublinierean reacționează dur la interviul lui Victor Ponta de la stiripesurs.ro. În care fostul presubliniereedinte al PSD l-a numit râmb politic. Liderul PSD Vrancea susține că fostul premier a construit statul ticlos, care a permis abuzurile unor procurori, alături de Băsescu sublinierei major. Eu nu am avut o relație foarte bună cu Victor Ponta în perioada în care a fost prim-ministru. Dacă mă întrebați de ce vorbesc acum, o să vă spun. Prin faptul că nu a ajuns spre subliniere din Victor Ponta, ci a ajuns altcineva, care până în acest moment a demonstrat ce poate fi mediator foarte bun în societate, nu se mai pot comite acele abuzuri. Victor Ponta a demonstrat în repetate rânduri cât de procuror este el. El a fost un procuror ratat. Ce dacă era serios era procuror sublinierei acum? Victor Ponta a fost presubliniere din telecomisie de redactare a codului penal sublinierei a codului de procedură penal. Să nu ne mai povestească sublinierei să nu ne mai eticheteze pe noi, membrii PSD, în niciun fel. El este cel care, cu Traian Băsescu sublinierei George Maior au construit statul de tip ticlos în România, permicne de unora dintre judectori sublinierei procurori să facă abuzuri sublinierei să regleze conturi în România, a declarat Opri sublinierean, la finalul subliniere din cei biroului permanent al PSD. Despre dezvăluirile lui Ponta cu privire la Dragnea, Opri sublinierean susține că actualul lider al PSD este o victimă. Liviu Dragnea era viceprim-ministru sublinierei, ca să scape de el într-un mod absolut oribil, i-au făcut acel dosar cu referendumul, a mai afirmat Opri sublinierean.